Poliția abuzează în mod repetat. Rusie prin a trimite oameni în civil care patrunirea noastră și fac provocări. După persoanele respective în civil apar în dosare, apar ca martori, oameni care depun mărturii false. Lucrul ăsta îl considerăm ca un abuz din partea forțelor de ordine și nu vom tolera până nu vom cere penalizarea responsabililor. Vine noului ministru. Este sau nu este mai responsabil? Este sau nu mai deschis față de cetățeni? Dacă îi deranjează un protest public, înseamnă că nu mai pot fi numit reprezentanți ai forțelor de ordine. Sunt reprezentanți ai forțelor de intimidare a cetățenilor. Lucrul ăsta nu poate fi tolerat, cu atât mai mult că avem o experiență tristă de activitatea NKVD-ului și a KGB-ului pe teritoriul Moldovei. Nu vrem ca acest Mijinski să devină un alt Bușinski pentru Moldova. Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Anatolii Udasac, că știe poliția. Au apărut oamenii în civil, și ai permis de dansatori. Noi și încearcă să ne determine. Autorizați, nu știu că ai părut. Putem protesta oriunde rămâne în față de ziua. Invocăm că n-ar rămâne de 50 de metri poliție. Deși, conform legii, numai la Parlament și Guvern trebuie să respecte distanța de 50 de metri. La toate ministerele, 25 de metri suficient. Iar până aici sunt peste 40. Da, o autorizație care... O avem chiar în față, eu copii Excel-ul. Autorizația e până la ora 5. Exact cât durează programul lor de lucru al celor din minister. Autorizația primarului și că nu avem să pichetăm la cei 25 de metri, așa cum spune legea. În momentul de față nimeni nu ne-a prezentat o nouă autorizație ca să ne dăm seama exact ce s-a schimbat. Și cu atât mai mult cu oamenii care ne cit. Prezent la acțiunea noastră și de ce îmi plec din fața ministerului? Eu nu pot asculta orice cetățean care se apropie de mine și îmi spune că nu mai e valabil în dispoziție. Arată-mi alta! Asta e întrebarea la zi! Nu este ce să s-a zis de arhitectura compusă așa. Nu permite... Deci suntem o parte din acest lucru. În cazul în care cineva intervine pentru o acțiune publică autorizată, poliția este obligată să intervine și să ne apere pe oamenii civil care nu și are nicio legitimație și ne cer să plecăm. Între dreptul la protest, dreptul la exprimare este un drept fundamental recunoscut de legile interne și internaționale. Iar dacă după bunul plac, suntem ridicați de stradă, lucrul ăsta trebuie prezentat ceva anormal, ceva ieșit din comun și nu ar trebui să fie trecut cu vederea nici de organismele noastre interne, nici de structurile internaționale care monitorizează respectarea drepturilor omului. Dictatură! Jos dictatură! Jos dictatură! Jos dictatură! Jos dictatură! Jos dictatură! Să înțelegem că a venit noua autorizație sau de acum noul conținut al autorizației de la prier. Ce de zăibiți? Și anexa la acest. Deci domnul primar la ziua de ieri, rămânătate, 50 de metri de la sediul ministerului de interne. Poftim dacă socotim așa 50 de metri nu sunt. Socotiți! Deci faci cunoștință și cum a fost o vorbă ședință. Hai acum să discutăm sectorul. Deci nu avem de gând să discutăm, avem de gând să executăm în tocmai dispoziția primară. Atât timp cât noi ca organizatori n-am fost citați la primărie să vedem conținutul modificat.
Nu cunosc, de când am ajuns la cunoștință. Acum două zile când ne-ați chemat la comisariat, de ce n-ați explicat? Stai, ploua 50 de metri pe partea opusă a bulevardului Ștefan cel Mare. Asta nu înseamnă că noi stăm pe partea opusă. Hai să numărăm acum 50 de metri, eu sunt sigur că aici sunt mai mult de 50. Ești o mizerabilitate, ești un nimic. Nu știu, ești mizerabilitate. Ești criminal. Cetățenii civil care nu s-au legitimat, este noi, să strângem pancartele. Deși nu-ți vadă exact până aici, sunt 50 de metri. Sunt bagul. Mergi de aici, eu vorbesc cu centrația. Mergi de aici. Eu nu știu cine ești. Ești în civil, nu știu cine ești. Ești criminal. Poliția se demonstrează că de la instituție până aici, nu 50 de metri. Noi suntem sigur că sunt mai mult de 50 de metri. Pe urmare, dispoziția primarului rămâne în vigoare. Până la 5 avem autorizat o întrunire publică. Cine stigmatizează astfel de acțiuni vă f***? Aproape de noi, o fiță responsabil, aproape de noi să rezolvăm acum. Să ne îngrădească de provocările persoanelor în civil. Să nu ultime dată de provocare de persoanelor în civil. Să se aproape de noi, cine zi? Suntem profund revoltați că în cadrul Parlamentului se vorbește, doar se vorbește, prin Constituție doar se declară această prevedere democratică a liberă întrunire, liberă asociere și liberă exprimare. Suntem profund revoltați că nu se execută, suntem statui de mulțumim reprezentanților mass media și cetățenilor vigilenți care au permis ca o acțiune norme democrate. Încetați intimidarea și hărțuială în fața protestelor. Ar trebui să ne invite la o mare rotundă să discute. De ce sunt aici? Care-i problema? De ce sunt revoltați? De la 5-lea ani de zile spunem același lucru. Alte scule pentru a leza sănătatea sau integritatea corporală a cetățenilor. Sau dacă se existează circulația transportului public. După cum vedeți, nu sunt niciun element din această lege. Și acum vă explic de ce suntem aici în fața Ministerului de Interne. În primul rând, pentru că, la fel au procedat, la data de 27 martie, când cetățenii au dorit liber, în mod pașnic, să marcheze ziua Unirii Principatelor Românești, o manifestație culturală. Dar la fel au fost cetățenii intimidat, poporul, dar mă rog, bă! Președintele Voronin este garantul Constituției. Constituția în flagrant, sistematic, este încălcată în Republica Moldova. Canal de așa garant. Un miting autorizat, anticomunist, în centrul Chișinăului, la care au participat sute de tineri, liceeni și studenți. Foarte mult dintre ei s-au plâns că la fel oamenii în civil le-au urmărit, le-au cerut să prezinte actele, să prezinte exact locul unde își fac studiile, ca ulterior să fie chemați la procuratură să depună mărturii împotriva organizatorilor. Nesiguranță! Dacă plecăm de la fața leoștului mâine, toată vom fi ridicați la 50 de metri. Uite, așa e grupșorul ăla precis, poliția. Comisariatului centru, pentru că asta obișnuiesc ei să facă. Deocamdată, mai anunțăm pe cei care vor să participe la bugetele instrumentate de poliție, că la ora 2, la judecătoria Buiucani, cei care au fost mai activi în 27 martie se judecă astăzi. Prin urmare vom fi nevoiți să asistăm întrunirea noastră,
cel puțin până la ora 2, până aflăm exact cum va decurge procesul, iar la ora 3 promitem să revenim aici cu noi forțe, cu noi colegi care au scăpat de povara dosarilor intentate abuziv și să putem protesta de la ora 3 până la ora 5, pentru că așa merită ministerul nou. Nu te comandă de mai sus. Dacă ar fi după voia lui Mijinski, probabil noi asta aici o săptămână. Cred că autoritățile centrale sunt deranjate de prezența noastră în stradă, sunt deranjate de prostite în general. Acolo ca persoană.